Se vorbește tot mai des despre o invazie a Rusiei în Ucraina, iar experții militari spun clar că dacă Putin ar decide să lanseze o operațiune de invazie la scară largă împotriva Ucrainei, armata rusă ar zdrobi trupele vecine în câteva zile. Astfel, controverse create pe scenariul unui al treilea război mondial s-au instalat și în rândul cetățenilor români. Bat tobe de război la doar câțiva pași de România. Granița dintre Ucraina și Rusia a devenit unul dintre cele mai fierbinți puncte de pe harta mondială, iar negocierile care au ca scop evitarea conflictului armat nu au dat rezultate. Dar al treilea război mondial e depășită problema. Toate că sunt pericole și scrie la cartea cărților, dacă o citiți, și dacă se aude, să o citească și alții. Acolo scrie că vor fi războaie, vești de războaie. În timpul de azi, ce să spun, ne așteptăm la orice. Marele puteri decid. Dar drumul nostru este ăsta care l-am început. Altul nu mai avem de întoarcere. Dacă ne întoarcem, va fi foarte greu. Credeți că ne paște un al treilea război mondial? Depinde de lideri ăștia care... Depinde de lideri, depinde de țările care... Dar nici ca să lași pe vecinul să facă ce vrea cu tine... Nu mi se pare normal. Fiecare țară să-și vadă de treburile ei, cum s-ar spune. Ce credeți că ar însemna un al treilea război mondial pentru noi, ca populație? Păi, ce exista și primul și în al doilea. Unii câștigă din război, alții pierd. Dar cei mai mulți pierd. Și cei mai puternici câștigă. Posibilitatea unui război în apropierea granițelor României există, iar în acest context românii se bazează pe forțele NATO, care nu vor renunța în a ne proteja. Nu cred. Nu cred că ne paște. Pentru ce motiv? Noi suntem din coadea Ucraina. Acum, în raport de liderii politici. Dacă se implică, vezi că pe toate părțile doar noi suportăm, doar nu suportă ei. Nu facem parte din NATO. Asta ne-am dorit de mult, că vin americani, adică venir americani. Și tot ce se întâmplă cu scuturile, tot pe teritoriul nu se întâmplă, nu la ei. La ei e ușor. Hai că dacă dă cu rachetă, bă, o dăm în ea deasupra României. Unde cade? Dacă vine cu microb sau ceva, unde cade? Nu tot la noi. Și ce ar însemna un război pentru... Un război pentru noi ca populație ar însemna rău. E rău. Vă dați seama, așa suntem, criză politică, economică, vă dați seama, economic suntem duși cu inflația, dacă mai vine și un război, trece la... Și așa caută Pintu Mironea cu față de timpul lui Ceaușescu. Aliații NATO trimit trupe, nave și avioane de luptă suplimentare în Europa de Est. Este o măsură având drept scop consolidarea capacității de descurajare și de apărare a statelor membre NATO, pe măsură ce Rusia continuă la rândul său consolidarea militară în Ucraina și în jurul Ucrainei. Spania trimite nave pentru a se alătura forțelor navale NATO și ia în considerare trimiterea de avioane de luptă în Bulgaria. Olanda va trimite 2 avioane de luptă F-35 în Bulgaria din aprilie pentru a sprijini activitățile de poliție aeriană ale NATO în regiune. De asemenea, Olanda își pune o navă și mai multe unități terestre în așteptare pentru forța de răspuns a NATO. Totodată, Statele Unite au precizat că se gândesc să-și sporească prezența militară în partea de est a alianței.